De cât ai ajunge bătrân, mai bine. Mor de frână. Fuge puterea de la mine și rămân fără putere. Și-o ars casa cu tot cu copiii în interior. Ați avut cartofeanul ăsta, nu? Nu. Nici popșoare nu prea sunt. Dar eu aș mai vrea să stat. Mă veniți când aveți timp, poți să lumiți cu plocoane. Nu mă să mă vedeți, că-i tot bine. Ce s-a întâmplat când v-a tăiat piciorul? Artrită. De la câți ani v-a tăiat? Acum, 8-9 ani. Acum, toamna, așa, ai pregătit ceva, zarzavaturi, zacuscă din astea? De nici n-am drumuni și nici nu știu să le fac. Ați mâncat dulceață de mure? Nu. Cu dulceață, da. Zarzavat am adus, ceva suc de roșii. Da, e bun și acela sucul de roșii, îmi place. Mai veniți când aveți timp, poți să nu veniți cu plocoane, numai să mă obidesc, că e tot bun. Domnul Vasilache, spuneați că vine iarna, ați pregătit ceva pentru iarnă, ceva în cămare, spuneți. Pentru iarnă n-am pregătit nimic, vă spun ce este. Sunt arde inima că pot și eu nu pot. Băițele zgăurite, dintre ce va fugi, fuge puterea de la mine și rămân fără putere. Tata meu a murit la Râmnic Sărat în război și-a venit și-a spus cu mătră Marie, a murit cu mătrunică. Mama a leșinat și-a sticat cu capul în cazan acolo. Eu eram cu cărloane și cu ghiței pe sumal pe la prut. Dar eu și râd când ești ori mama, am lăsat el și-am fugit. Când am... Atunci, 6 ani jumate. Vă mai aduceți aminte din momentul ăla când ați primit vestea asta? Da, am plâns. Am plâns în continuu cu ghiței, că avem vreo 5-6 cărlani și 2 ghiței, că avem 2 vaci. În continuu plângem. Părinți iubiți, nu bătuți, nu jurați. Dacă atunci când am văzut eu poarta deschisă s-a urit, parcă vine Dumnezeu, Maica Domnului, lumea s-a răit. Bunicu, ne-am bucurat să vedem că ești așa de harnic. Vedem... Uite ce, și eu m-am bucurat că sunteți niște oameni al Dumnezeu. Să știi că în perioada asta mergem pe la oameni care nu pot să gătească singuri. Frumos. Noi ducem zacuscă, ducem dulceață, zarzavaturi. Frumos, cinste dumneavoastră, cinste dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea sănătate, putere, mângâiere și Dumnezeu să vă dea, să vă ajute Dumnezeu, să dea Dumnezeu ploaie și liniște să fie, să vă ticnească o căsică de pâniță care o mâncați, să vă ticnească, să nu și gloantele pe cap, cum ca noi. Vreau să spun că eu în viața lor trăit niște evenimente foarte complicate, în sensul că eu deședat, doi copii ți-o ars odată, nu? Da, nu plângi, și casa... Și-o ars casa cu, tot cu copiii în interior. Iar dacă ei au ajuns în starea asta, acum ai datorită șocului de atunci. A fost o tragedie, o traumă pentru ei. Ai de capul meu, vai de sănătatea mea și-o am eu. Ați avut cartofeanul ăsta, nu? Nu. Nici popșoare nu prea sunt. Cum te descurci cu mâncarea, cu alimentele, cu... Greu. Ca o femeie sunt. Unde e lemnile pentru iarnă? Eu de-aia, aia este. Astăzi lemnile pentru iarnă, ce am pregătit la toamnă. De cât ai ajunge bătrân, mai bine. Mor de tânăr. Cum e viața unui bătrân în ziua de azi? Foarte greu. Foarte greu. Dar eu aș mai vrea să stat. Tata mi-a murit la război, mama a murit acasă, a rămas orfan. Bun, ai făcut ceva cu legume? Nu am făcut, nu am făcut nimic. Înaintea ta, Iisus iubit, vin azi încrezător.
Ai mai reușit să mai pui legume, zarzavată, tocană? N-ai mai făcut. Nu, că dacă nu văd, ce să fac? Ce folos dacă ai cele, dacă nu? Nu e sănătos. Atale, ești singură sau ești cu soțul? El a murit, aibă 12 ani de când a murit. A venit cu ceva dar la dumneavoastră? Cartofi, tocană, mulțumim. Gemuri? Domnul vă binecuvinteze. Cum e viața la matare? Așa ca la un om singur, bătrân. La câți copii ai? 3. S-au plecat atât? Ce s-au plecat? Da. A rămas numai eu aici. Adică niște cartofi și niște borcane cu dulceață, cu zacuscă. Astea mei, cum o vedeți? Ospital, cu boli, cu de... Un accident vascular, cu rupere de arteră, cu probleme cardiace, cu pareză, epilepsie și... Acum, îți mai bine. Murături n-ai? Dar murătură și ai vrei arbuz sau vrei roșii? Sau castraveți? De șai! Dragi prieteni, am intrat astăzi în contact cu mulți oameni, cu mulți bunici, poveștile lor au fost grele, ne-au sensibilizat și... Pentru oameni ca și ei vrem să luptăm, vrem să le trecem pragul și de aceea avem nevoie de ajutorul vostru. Avem nevoie ca voi să fiți lângă noi, să vă rugați pentru noi, să ne susțineți din punct de vedere al rugăciunii, din punct de vedere financiar, ca împreună să putem trece pragul asemenea oameni și să le fim o mână de ajutor în momentele grele din viața lor. Suntem cu domnul Florin Damian, el este un colaborator de-al nostru de la Asociația Mardoheu. Domnul Florin, vă mulțumim că ați venit astăzi cu noi și că ne-ați venit la dumneavoastră aici. Face o deosebită plăcere, Alin, pot să strâng mâna frățește, să spun pașa Domnului Iisus și bine ați venit în localitatea noastră. O comună cu un număr aproximativ de 2000 de locuitori, majoritari ortodoxi. Nu pot astăzi decât să vă mulțumesc frumos dumneavoastră și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia minunată care am avut-o de a ne întâlni. Și așa cum spun tuturor, o spun și în ocazia aceasta, Mardoheu folosea un cuvânt care spunea și cine știe, poate pentru o vreme ca aceasta ne-a ales să ne întâlnim și să facem o lucrare deosebită astăzi. Cred că familiile și... Așa cum ați văzut dumneavoastră, familiile care le-am vizitat au rămas cu lacrimi în ochi. Semn că nu le calcă nimeni pragul foarte des. Cred că bucuria de pe echipul lor spune tot, iar noi nu putem decât să-i mulțumim Dumnezeu că am fost mâinile Lui la lucru astăzi. Mulțumim Asociației MGM din dragoste pentru oameni, iată că au venit și la noi în comună astăzi. Și nu pot decât să mă rog ca Tata din Cer să vă răsplătească și să vă dăruiască această energie și această putere de a merge mai departe. Vă mulțumim, Doamne ajută! Mulțumim frumos!